Fostul lider democrat-liberal Ionel Manțou consideră că organizația a ajuns la 10% din cauza lui Ion Rușeț și a echipei sale. Chiar și în închisoare, fostul secretar de stat a transmis critici dure la adresa celor pe care îi consideră vinovați. Asta este primul rezultat, prima cauza rezultatului de la Gorj. Antiperformanța de lider a președintelui PDL Gorj, domnul Ion Rușeț, care, așa cum s-a văzut, s-a și retras la sindicate, a lăsat PDL-ul în grijă altora. Practic, misiunea lui s-a îndeplinit. Manțoc speră că actualul președinte Ion Cupă va găsi soluții pentru a întări partidul la Gorj. Cupă trebuie să știe să aibă răbdare pentru lucrul ăsta. Trebuie să fie foarte tenace și trebuie să știe ceea ce puțin politicieni știu, că a construi un partid înseamnă, în primul rând, domnul crede oamenilor cu care lucrez. Dacă oamenii nu știu că te bați pentru ei, că atunci când au o problemă o să vină la tine și știu că îi ascult și că încerc să o rezolv, nu se întâmplă absolut nimic. Ionel Manțoc este la prima sa ieșire publică după ce în iulie 2012 a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Interviul a fost acordat în exclusivitate TV Sud și a fost filmat în penitenciarul Târgu Jiu.